În spitalele din România, unul din cele mai mari spitale de urgență din capitală este deja în blocaj. Pentru luna decembrie, Spitalul Baltazar Arsenii mai are un buget de doar 300 de lei, anunță managerul, și nu este singura unitate medicală în această situație. Casa Națională de Sănătate a cerut Ministerului de Finanțe 4,2 miliarde de lei, în timp ce guvernul a decis reducerea cheltuielilor publice în ultimile două luni ale anului. Cum afectează austeritatea sănătatea tuturor românilor este tema zilei astăzi aici la Digi24. Dintr-un necesar de 21 de milioane de lei, avem alocate în acest moment 3 milioane 300 de mii de lei. Iar pentru luna decembrie, avem alocați și prevăzuți ca pe resursă bugetară suma de 300 de lei vechi. Adică acele trei hârtii albastre pe care le cunoaștem cu toții foarte bine. Am făcut, bineînțeles, memorii prin care am adus la cunoștință situația existentă, că spitalul este într-un blocaj, care nu s-a închis încă. Încă mai funcționăm pe ce am reușit să achiziționăm până acum. Vom mai funcționa, estimăm, 10 zile de la data prezentă cu ce am reușit să alocăm astăzi. Dar nu știm niciodată ce urgențe vin. Calculele pe care le facem acum sunt la linia de plutire sau imediat sub linia de plutire. Într-o situație similară este și Institutul Marius Nasta din capitală. Bugetul pentru luna decembrie este tot de 300 de lei. Mai grav este că, potrivit ordonanței de reducere a cheltuielilor, managerii nu mai au voie să cheltuiască bani pentru reparații, iar în acest spital este nevoie de astfel de investiție pentru ca secția de terapie intensivă să poată fi deschisă. Mai mult de jumătate din pereți care sunt acoperiți de faianță sunt dărâmați pentru că sunt o infrastructură veche, iar noi nu avem fonduri să reparăm. Prin urmare, suntem în punctul în care probabil acea zonă de terapie intensivă și bloc operator nu vor putea fi deschise dacă nu vom găsi sponsorizări. În ultimii 20 de ani nu știu să se fi întâmplat așa ceva. Cam din trimestrul 1 a început să apară această criză și, din păcate, nu s-a ținut cont că totuși sistemul de sănătate nu este ca, eu știu, investițiile de la primărie sau activitățile administrative din primărie. Este un sistem la care, dacă oamenii nu sunt plătiți, dacă resursele materiale nu sunt asigurate, aici este vorba de victime, este vorba de genocid. Luna trecută, premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat de jurnaliștii Digi24 despre cum va rezolva această situație gravă din spitale. Dar la acel moment, premierul era liniștit. În acest moment nu este un blocaj. Nu mai speriați oamenii, lăsați-i că... Eu vă spun ce spun managerii, nu am inventat eu. Nu mai speriați oamenii. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a cerut Ministerului Finanțelor 4,2 miliarde de lei pentru a acoperi cheltuielile din luna noiembrie, dar și restanțele din luna octombrie. Spitalele supraviețuiesc de la o lună la alta din bani alocați din fondul de rezervă, în absența unei rectificări bugetare.